Bine v-am regăsit, stimați spectatori, sunt Liviu Dumitrașcu, gazda dumneavoastră. În această seară avem emisiunea Cerceta Scripturile la Speranța TV și avem bucuria să avem mai mulți concurenți în platou, atât de mulți cum n-ați văzut niciodată la această emisiune. Este o zicală în popor, Mihail, când dă domnul cu săracul? Într-o bubă îi umple cap. Adevărat greit. Avem 8 concurenți în seara aceasta. Ne bucurăm pentru că sunt alături de noi și credem că împreună cu dumneavoastră va ieși o emisiune bună. După o mică pauză, revenim cu prezentarea concurenților. În seara aceasta, primul concurent care va beneficia de atenția dumneavoastră este Costică. Costică, de unde ești? De la Piatra Neamț. De la Piatra Neamț. Se zice în Sfânta Scriptură că în fața perilor albi, ce să faci? Pleci capul. Să pleci capul, spune Gicu. Câți ani ai, Costică? 85. 85 de ani. Te-ai născut de mult. Dar arăți foarte bine. 1926. 26, când nu era încă criza economică, nu? Eram deodată numai cu fratele Bostan, dacă îl știți. În Austria plecat de 40 de ani. Aha. Dar fratele... Atunci în 26, când te-ai născut, numai cu el erai. Da. Fratele Niculescu, Teodor, e cu un an mai mic ca mine. Fratele... Am înțeles. Costică, când ai citit prima dată Biblia? În ce an? Biblia? În 1947. 47, când a abdicat regele Mihai, nu? Da. Bine. Dacă mă întrebați de rege, vă spun eu că nu, sunt nu, nu te întrebăm. Te întrebăm mai târziu de rege. Da. Însă, ultima întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez este cu ce ocazie te-ai hotărât să vii la Cerceta Scripturile? Ai vrut tu sau te-au împins cei de acasă? Cu ce ocazie? Mi-a plăcut Scriptura ieșit afară din cale. Am citit, o să spun, cam de cel puțin de 80 de ore. Cuvânt cu cuvânt. Dacă mai citești de 5 ori, faci cât ani ai. De atâtea ori o citești. Nu, dar nu, nu, eu am stilul meu de citit. Și anume... Evreiesc? 5, de la spate 5, spre față? 5 pagini pe zi. Foarte bine. Costică, îți dorim succes să... Faci cel puțin 22 de răspunsuri exacte în acest concurs. În anul bisect este exact 100%, numai 100%. Și recomanzi această rețetă și telespectatorilor noștri. 5 pagini pe zi. Nici mai mult, nici mai puțin. Am o sete și o foame și niciodată nu mă satur și nici nu mă pot adăpa de ea. Atât. Mulțumim frumos. Ești un exemplu pentru noi toți. Următoarea concurentă este Roxana. De unde ești, Roxana? Din Vama, Suceava. Vama, Suceava. Când ai plecat de acasă? Am plecat din Cluj. Ai plecat din Cluj? Da. Pe acolo trece drumul de la Vama? Acolo am terminat facultatea și sunt în căutare un loc de muncă acolo. Și cum se face că ai poposit la noi în București, la Speranța TV? Păi, sâmbătă seara împreună cu familia, obișnuim să răspundem, să ne adunăm și toți. Și treci baremul de regulă? Da, dar să vedem aici. Să vedem aici, că parcă te văd un pic emoționată. Da. Da? Îți dorim succes și ție, Roxana, și sperăm ca la sfârșit să ne bucurăm împreună cu Cristi. Bine ai venit! Mulțumesc. De unde? Comuna Clodin, județul Dâmbovița. Dâmbovița! Dâmbovița, apă dulce, cine bea? Cum e, Mihail, că tu ești cu probleme? Cine bea? Nu să nu mai duce. Nu să mai duce, Gicu! De când citești Sfânta Scriptură? De 3 ani. 3 ani? Da. A, înțeleg că nu a fost cartea ta preferată dintotdeauna. Nu. Nu? Păi, pentru că nu l-am cunoscut pe Domnul, dar 3 ani îl cunosc pe Domnul. Am înțeles. Cu adevărat. Și te bucuri de lucrul acesta? Cea mai mare bucurie. Iată, avem două paradoxuri. Costică, ce are 85 de ani și a citit de vreo 80 de ori, spune... Păi și-am citit de 3 ori și vreau să-l ajung până atunci. A, da? Da. Dar condiția știi care e? Să trăiești cel puțin cât trăiești el? Asta și vreau. Bine, Cristi, îți urăm succes pentru că... Ai nevoie de susținere din partea lui Dumnezeu. Chiar Valeria, am. Emoționată și tu. Văd că strângi marca română. Suntem grozav de tare. De unde ești? Glodeni, Dâmbovița. Suntem frați. A, sunteți... Frați. Frați? Da. E bine. Și el tu... m-a dus aici. Aha. Cu mașina.
Și m-aș fi înscris. M-aș fi înscris. Da? N-ai vrut? Mi-a făcut o surpriză. Da? Da. Tot de 3 ani citești Scriptura? Nu, mai mult. De mai multă vreme? De câți ani? Nu ne ține deci așa. Prima dată am citit-o la 25 de ani. 25. Prima dată. Uh-huh. Și de botezată sunt de 4 ani. De 4 ani. Bravo, Valeria! Bine ar fi dacă tot ați venit împreună să vă și calificați împreună. Valeria, îți dorim succes! Mulțumesc! Oricum, la etapa a doua aveți și chemați în serii separate. Gicu, văd că ai așa puțin ochelari de mafiot, mai fumurit. Cam de așa, ce? Cam așa. Păi de ce? Ei, motive. 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 De unde e Gicule? Cam de unii și celălalt din capăt. Suntem frați de credință și de corp. Și câți ani ai, Gicule? Eu numai 77. 77, dar vii tare din urmă, nu? Vii acel... Îl ajungi pe Costică? Da. Îl ajungi, nu? Da. Cu cititul Bibliei de câte ori? De 2 ori pe an. Din cap în cap. Deja văd pe fețele celorlalți concurenți un pic de îngrijorare. Problema la acest concurs este că nu doar unul merge mai departe și vă concurați între voi, ci vă concurați cu sine însuși, așa că nu aveți de ce să vă temeți nici tu, Roxana, nici Valeria, nici Cristi, care sunteți mai cititori mai de curând ai Sfintelor Scripturi, pentru că fiecare e pe neuronul lui, ca să spun așa. Ce zici, o să mergi mai departe la... Păi de asta am venit. De la ce vârstă citești Biblia? Ca să facem noi socoteala rapid. De la 31 în continuare. 31 de ani. Din 77? Și până 77. De 46 de ani. De ani. Ori două cititori? De la 1 ianuarie 1965 am început. De atunci citești de 2 ori pe an? Nu, de 2 ori. Costică, am impresia că cu cititul ăsta de 2 ori pe an te-a ajuns. De când sunt... Ai zis că ai citit de vreo 80 de ori. De când sunt pensionar, citesc 2 ori pe an. Aha. Bine, succes, pentru că dacă tot o citești așa abitir, trebuie să știi ce scrie în ea, cu siguranță. Mihail are da. Din comunitatea Bărcănești. Bărcănești? De unde? Că-s mai multe... Ialomița. Bărcănești, Ialomița. A spus și... la noi când a fost prezentat ca director de Radio Vocea Speranței. Nu era Speranța TV. Uh-huh. Cred a că niciodată n-a fost director la Vocea Speranței, dar asta nu contează. Așa vi s-a... Eu mă bucur prezentat. Că sunt pastor. Cu directoratul ăsta vine și da, trece. Da, da. Mihail, cum de-ai ajuns la noi? Cine te-a catalizat? Păi dumneavoastră m-ați interesat. Da? Da, bineînțeles. Și? Și am spus domnului fratelui Liviu Dimitrașcu. Așa. Îi pun și eu întrebări, dar fără variante. Fără variante? Din toată Biblia. E regulă, dacă așa crezi tu că e bine, așa o să facem. Problema e că nu o să ne filmeze nimeni. Da. Nu am o carte anume preferată din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu, vreau să te întreb un personaj. Și eu îndrăgesc toată Biblia. Nu, dar un personaj așa, care este mai aproape de inima ta și cu care te identifici. Petru. Petru, ești năvalnic așa la nervi? Da. Sabia ai? Sabie ai nu am. Ai lăsat-o acasă. Da, dar cu limba se poate transforma și în sabie. Da? E, bine ar fi să o folosești să scrii acolo asta ce trebuie. Bine, da. Mihail? Da. Succes! Nicolae, stuparul. Da. Ai albine? Nu am. N-ai? Păi, o întâmplare. Numele tău de la asta să trage. E o întâmplare cu numele acesta. Păi ce, numele soției nu e al tău? Al meu. Păi și cum se faci? De unde ești, Nicolae? Din Valea Voivozilor, Dâmbovița. E cam aproape. E aproape, da, da, da. Și câți ani ai? 67. Și e bine. Cu cititul cum stai? Am citit-o de vreo 20 de ore, Biblia. Mm-hmm. Toată? Da. Care e cea mai grea carte? E cu... Roți în roți. Cu numele care sunt... Numeri. Numeri. Numeri? Da. Aia e mai complicată și mai greu. Aha, am înțeles. Greu asta de înțeles. Cu roți în roși și cu ochi pe dinăuntru, pe din afară, asta e simplă, simplă. A, simplă, simplă. Bine, Nicolae, data trecută nu prea a fost simplă pentru concurenții care au fost. Îți urăm și ție succes pentru că avem al 8-lea concurent, Adelin. Bine ai venit. De unde ești? Bine, v-am găsit. De într-o comunitate lângă Cluj. Cluj? Da. Dar ai bătut ceva drum până aici. Cu bucurie, oricum. Da? Da? Și crezi că o să te întorci și mai bucuros când o să pleci? Da, așa am plecat de acasă cu bucurie și vreau să mă întorc tot cu cine bucurie. Te susține acasă?
familia, în special fratele meu Geamăn, care a fost și el aici și aha, n-am reușit să vin deodată, dar... Am înțeles. Și el s-a calificat? Da. A, păi dai cum să te întorci altfel acasă decât calificat, mă gândesc eu că altfel... Sper și eu. Sigur. Dar voi ați putea să faceți o ghidușenie și noi nu știu dacă ne vom prinde. Nu semănăm chiar așa bine. Nu semănați chiar așa bine, să vină același. Știu situații în care un geamăn care era mai esteț decât celălalt geamăn mergea în locul fratelui lui și a rezolvat niște probleme. Dragi telespectatori, trebuie să dăm citire celor 10 întrebări aferente acestei prime părți a concursului nostru, pentru că e aglomerație mare în platou și trebuie să gestionăm cât mai chivernisit timpul care ne stă la dispoziție. Așa că întrebarea numărul 1 face parte dintr-un segment de 5 întrebări, având ca titlu Altar sau Altare. Prima întrebare. Ce a jertfit Noe pe altarul pe care l-a ridicat imediat după potop? A. Dobitoace și păsări curate. B. Dobitoace curate. C. Dobitoace și păsări. Puteți citi acolo. Costică, ai scris? Acum. Da. Da? Să vedem ce ai scris. Acum nu-i scrie. Nu-i scrie. Nu scrie obiectul. Păi, probabil că o să ți-l înlocuim. Dacă nu scrie. Așa, nu. Cu ăsta, da. Ne arăt și nouă ce ai scris. Ce variantă ai ales? Arată-ne hârtia, să vedem. Știi cum zicea tu, Arșa? Dovada. Dobitoace și păsări curate a jertfii, curate. Da? Roxana, tu crezi la fel? Da. Da. Cristi, și tu la fel? Sper. Speri. Valeria, tot varianta ai ales? Și tu, Gicu? Tot. Mihail, tu ai ales varianta B. Doar dobitoace curate. Nicolae, ales varianta A și Adelin, tot varianta A. Mihail, tu faci opinie separată. Ori s-ar putea să ai dreptate și ai pornit cu dreptul, ori s-ar putea să nu ai dreptate. E posibil. Și n-ai pornit cu drept. Cine e sigur de răspunsul lui? Da. Da, Nicolae? Da. 100%. 100%. Tu cât e sigur pe varianta B? 100%. 100%. Îmi place de tine. Mergi direct. 100% al lui Nicolae și a celorlalți o fi mai important decât 100% al tău? Nu știu. Nu știi. Dar câte a luat de curate în corabie și câte a luat de necurate? Ia zi tu, Mihai. Că tu ai dat un alt răspuns decât ei. Da. 7 curate și una necurată. 7 perechi. Așa. De animale curate. Așa. Și câte o pereche necurate. Din cele necurate. Și din păsări cum a luat? Și din păsări la fel. Tot câte 7 perechi. Da. Deci dacă jertfea de necurate, să cam ducea specia. Exact. Dar dacă jertfea și dobitoace și păsări, avea de unde? Avea de unde. Păi de-aia au dat și ei răspunsul varianta. Și dobitoace și păsări curate, ca așa scrie în Biblie. Da. Mihail. Bă. Costică, Roxana, Cristi, Valeria, Gicu, Nicolae și Adelin au răspuns corect la întâia întrebare. A doua întrebare. Să scrieți litera cât de mare să vadă distinșii noștri telespectatori. Potrivit cu Vechiul Testament, unde se afla altarul tămâierii? A. În fața cortului întâlnirii. B. În sfânta. C. În sfânta sfintelor. Costică, ce variantă ai ales? Unde se afla altarul tămâierii? Ne arăt și nouă? În fața Sfintei Sfintelor. Fața miesă. Ne arăt și nouă ce e scris pe hârtie. Varianta B, în sfânta, da? Da. Roxana, tot varianta asta ai ales-o. Cristi? Beu. Valeria? Varianta B. Gicu, varianta B. Mihail, varianta A.
Nicolae, varianta B, și Adelin, varianta B. Mihail, tu ți-ai propus să fii altfel decât ei. Ai scris că se află în fața cortului întâlnirii. Am greșit. A, ai început să vii pe calea cea bună? Știi că păcatul mărturisit e... jumătate iertat. Că dacă îl și părăsești, e iertată și cealaltă jumătate. Așa că felicităm pe Costică, Roxana, Cristi, Valeria, Gicu, Nicolae și Adelin, care au răspuns că altarul tămâierii potrivit Vechiului Testament, pentru că știți că Pavel spune ceva acolo, cu rol funcțional, îl plasează în Sfânta Sfintelor. Sfânta Sfintelor. Da. Potrivit cu Vechiul Testament, altarul tămâierii se afla în prima despărțitură a cortului. A treia întrebare. Adonia, Ioab și Abiatar au încercat o lovitură de stat când încă David trăia. După înscăunarea lui Solomon, Ioab fuge la cortul Domnului și se prinde de coarnele altarului. Cine îl pedepsește chiar acolo? A. Solomon însuși, B. Benaia, C. preotul Tzadok. Ia zi tu, Costică, ce ai scris acolo? Solomon l-a pedepsit. Solomon l-a pedepsit direct. Roxana, tu ce zici? Benaia. Benaia, fiul lui Jehoiada. Cristi? Tot Benaia. Tot Benaia. Valeria? Tzadok. Preotul Tzadok. Că era domeniul lui, nu? La templu acolo. Gicu? Benaia. Benaia. Mihail? Benaia. Tu, Nicolae, crezi că Tzadok l-a pedepsit pe loc. Și Adelin crede că Benaia, fiul lui Jehoiada. Păi cine o fi având dreptate? E Benaia, sigur. Benaia, fiul lui Jehoiada. Benaia. Ți-ai revenit, Mihail? Trimis de Solomon. Trimis de Solomon. Da, da. Așa că Roxana, Cristi, Gicu, Mihail și Adelin au răspuns corect. Benaia, fiul lui Jehoiada, a fost trimis să lovească acolo. Unde era prins de coarnele altarului. Nu vrea să să iasă afară, să se îndepărteze de acolo. N-a vrut. Omoră-l chiar acolo. Mihail, felicitări pentru primul răspuns corect pe care l-ai dat. A patra întrebare. Unde spune Domnul că a fost ucis preotul Zaharia, fiul lui Barachia, în Matei, capitolul 23? Domnul spune despre treaba asta. A. Chiar în templu, B. Lângă scaunul împărătesc, C. Între templu și altar. Timpul a expirat. Costică, ce răspunde dai? Ce? Între templu și altar. Și tu, Roxana? La fel. La fel. Și Cristi de asemenea și va... Ah, așa îmi place. Toți ați dat un răspuns foarte bun. În Matei, capitolul 23, Domnul Iisus Hristos spune despre Zaharia că a fost omorât între templu și altar. A cincea întrebare și lăsăm altarele la o parte, ne vom ocupa de alt domeniu. Când a rupt mielul pe cetea a... Am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. La câta pecete vede Ioan lucrul acesta? Poate că este cea mai grea întrebare din concurs. A cincea, varianta A, B, la a șasea, C, la a șaptea pecete. Costică, încă te mai gândești? Ia să ne arăți. Ce variantă ales? La a șaptea pecete. Da. Vede Ioan sufletele celor de sub altar. Roxana, tu ai văzut la a cincea pecete. Da. Și Cristi tot la a cincea. Da.
Și Valeria tot la 5-a. Și Gicu, și Mihail, și Adelin. Numai Nicolae ai văzut la 6-a. Deci avem variantă de a 5-a. Roxana, Cristi, Valeria, Gicu, Nicolae și Adelin. Avem variantă de a 6-a la Nicolae. Nicolae, tu ai varianta de pe cetea 6-a și Costică pe cetea 7-a. Cine e sigur pe răspunsul? Când a rupt mielul pe cetea 5-a. 5-a. A 5-a de ei? Tu, Nicolae, ce ești? Când a rupt mielul pe cetea 6-a, am văzut sufletele ce... Putea să fie greșit. Ce zici, Costică? La câta pe cetea? E cu sufletele de sub altar. Eu am scris la 7-a. Asta am văzut. Am dar greșit. Rămâi pe poziție? Am greșit. Nu știu. Da, ai greșit. Și tu și Nicolae. Pentru că Roxana, Cristi, Valeria, Gicu, Mihail și Adelin au răspuns corect. La pecetea 5-a Ioan vede acest lucru. 5 întrebări s-au dus. Mai ai emoții, Valeria? Mai am. Ar mai fi ceva, nu? De încă 5 întrebări sau mai puțin? De încă 5, sigur. De încă 5 până la pauză. Bun, să le parcurgem rapid și pe acestea. Următorul subiect asupra cărora ne vom apleca poartă titlul de Pământ. Pământ. A șasea întrebare. Din raportul creațiunii din Geneza, capitolul 1, în ce zi se arată uscatul ce primește numele de Pământ? A. În a doua zi, B. În a treia zi, C. În a patra zi. Costică, în a câta zi se arată uscatul din creațiune? A, în a doua zi, da? Da. Și Roxana crede la fel? Da. Și Cristi la fel, și Valeria la fel, și Gicu la fel, și Mihail la fel, și Nicolae la fel. Adelin, în a treia zi se arată uscatul, da? De ce? În prima zi a făcut lumina, în a doua cerurile și în a treia uscatul. Are dreptate, Adelin? Da, da. Pe cum da? Și voi ce răspuns ați dat? Timpul prea scurt de gândit. Mihail, ce părere ai? Că tu ești... Ia zi. Ori voi toți ați greșit și Adelin are dreptate, ori doar el a greșit. Cum ar fi mai convenabil, Cristi? Să grăjească el. Să grăjească el, mă gândeam eu. Dar el vă costă să am fipt în picioare mai bine. A adus și argumente. Cristi... N-are dreptate. Toți 7 ar putea să te felicite, Adelin. E singurul care a răspuns corect. Uscatul s-a arătat în ziua a treia. Așa că doar Adelin a răspuns corect. Problemă cu pământul ăsta. A șaptea întrebare. Cea mai mare parte din uneltele de la templu au fost turnate în câmpia Iordanului, între Sucot și Țereda, într-un pământ care avea o anumită proprietate. Cum era pământul ăsta? A. Cleios, B. Roșu, C. Sfărămicios. Costică, cum era pământul dintre Sucot și Țereda? Pământ... Cleios. Cleios. Roxana tot pentaoxid de clei, da? Da. Cristi la fel, Valeria Cleios, Mihail Clei... Ah, toți ați răspuns că acel pământ era... Cleios. Cleios. Păi Cleios, sigur că era un pământ care putea fi modelat. Nu? Și putea care să... Care lega. Lega? Care se lega. La avea ce se folosește pământul ăsta, Mihail, așa?
La chirpici. La chirpici? La zidit. La zidit? Sigur. La ce se mai folosește Nicolae? La lipit. La turnat. La turnat, nu? Da, da. La olărit? La fontă, la... Sigur. La sobe de... Teracotă. 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 Bun. A opta întrebare. Despre cine citim? Pentru că toți ați răspuns corect și vă felicit. La întrebarea șaptea. E bine. E bine lucrul ăsta. A opta întrebare. Despre cine citim în numeri? Cui nu-i plăcea numeri? Nicolae, ție. E mai greu. E mai greu. Ia să vede că poate s-ar putea să răspund la întrebarea asta. Despre cine citim în cartea Numeri că au fost înghițiți de pământul care s-a despicat sub ei și și-a deschis gura? A. Despre Acan și familia lui. B. Despre Balaam și casa lui, deci cu măgăriță cu tot. C. Despre Core, Datan și Abiram și familiile lor. Costică, ce ai scris? Despre Core, Datan și Abiram. Core, Datan și Abiram? S-a deschis pământul și... Și a înghițit? Pământul de vii. De-a binele. Dar dacă mă uit la toți, toți ați dat acest răspuns. Oare ați făcut bine? Da, sigur. Da. Sigur. Da. O, Valeria, ți-a trecut emoțiile. Nu, aș fi sigur. Da, am, felicitări, toți ați răspuns corect. Core, Datan și Abiram. Scris în cuvântul lui Dumnezeu. Așa. În cronici, așa. Da, că fiul lui Core n-a avut parte de tragedia părinților săi. Noi ne referim în cartea Numeri, dacă aș citi bine întrebarea și știu. De aceea dăm aceste indicii foarte precise ca să n-avem vorbe ulterior. A noua întrebare, cui se adresează apostolul Iacov cu următorul text? A străi pe pământ în plăceri și desfătări. V-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel. A. Celor bogați. B. Ateilor, celor care nu cred în Dumnezeu. C. Celor tari la cerbice. Costică, ce răspuns ai dat? Cui se adresează apostolul Iacov în capitolul ăla despre care vorbește? Celor bogați. Celor bogați. Varianta A, da? Da. Mm-hmm. Asta e răspunsul tău. Da. Și Roxana crede că tot cu bogații are treabă. Da. N-o fi fost recesiune pe timpul ăla. Valeria, la fel, da? Gicu și tu, Mihail, la fel. Nicolae, celor tari la cerbice, nu? Da? Și tu, Adelin? Crezi că celor bogați. Dar ce s-a la cerbice, Nicolae, că tot ai dat? Cred că e vorba de cap. La cap, nu? Încăpățânați. Da? Nu vrea ca să ia aminte. Dar cine mai folosește expresia asta cu tar la cerbice? Apostolul Pavel. Da? Cine ai zis, Valerie? Ștefan. Ștefan, martirul Ștefan. În ce capitol din fapte? 8. Nu știu să spun capitol. Mai scade un pic. Șapte. Oameni tari la cerbice, ne tăiat împrejur cu inima. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Costică, ai răspuns corect, crezi? Poftim? Ai răspuns corect? Da. Da. Celor, vai de voi, bucațelor, nu scrie așa? Dacă zici tu așa, apăsat, înseamnă că așa scrie. Costică, Roxana, Cristi, Valeria, Gicu, Mihail și Adelin au răspuns corect, Nicolae. Vai de voi bogaților, nu vai de voi oameni tari la cerbice. Așa e, Andrei. Nu, nimic. Mai greși. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșim la cerceta scripturile, suntem desăvârșiți. A 10-a întrebare. Am paravrasat un text. Știu. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. În care capitol din Apocalipsa găsim acest verset? A. 20, B. 21, C. 22. Thank you.
Costică, în ce capitol citim asta? În capitolul 20. 20. 20. Roxana, 21? Da. Da? Cristi, 22. Cred, sper. Cred. Valeria zice că în 21. Și Gicu, tot 21. Și Mihail, tot 21. Nicolae crede că în 22, iar Adelin în 21. Deci avem o variantă la Costică de 20, la Cristi de 22 și la Nicolae de 22. Cine are dreptate? Capitolul 21 din Apocalipsa. Da? La ce verset scrie treaba asta? La versetul 1. Da? Costică, la ce capitol și la ce verse scrie? Adică 20 cu cât scrie asta cu cer nou și un pământ nou? Pentru că pământul din tâi pierisere și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea cea sfântă nouă, Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 20? 20? Cristi, tu crezi 22 și cu Nicolae, nu? Sper să fie acolo. La ce verset? Când zice de pomul vieții, care era pe ambele maruri, rodind câte un fel de rod, de 12 în fiecare lună, de 12 feluri de roduri pe an, nu? Cred că nu este. Nu e? Sper, cred, Sper să fie 22, da. Eu sper că Roxana, Valeria, Gicu, Mihail și Adelin au răspuns corect în 21, începând de la versetul 1. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut, au pierit. Așa, Costică, Cristi și Nicolae, n-ați răspuns corect. Să vedem noi din regie cam cum stați fiecare pe baricade. Costică are un număr de 6 răspunsuri corecte. Roxana, 9 răspunsuri corecte. Cristi, 8 răspunsuri corecte. Valeria, 8 răspunsuri corecte. Gicu, 9 răspunsuri corecte. Mihail, 7 răspunsuri. Nicolae, 5 răspunsuri corecte. Adelin, 10 răspunsuri corecte. Oho! Stimați-le spectatori, acestea au fost primele 10 întrebări. Concurenții număr de 8 au acumulat câte ceva, pentru că la aceste răspunsuri exacte pe care le-au acumulat, dacă mai adăugăm încă 20, care se presupune că ar putea să le dea, trec chiuind în etapa a doua. După o scurtă pauză revenim cu următorul set de 10 întrebări. Nu plecați, urmează a doua parte a emisiunii noastre. Pauza a trecut, am revenit în platoul Speranța TV cu cea de-a doua parte a emisiunii noastre, pentru că sunt probabil unii dintre dumneavoastră care au deschis aparatele mai târziu. Sunteți la emisiunea Cercetați Scripturile, 10 întrebări s-au dus. Dacă doriți să revedeți emisiunea în totalitate, mâine la ora 14 o puteți revedea. Avem în seara aceasta 8 concurenți din toate zonele țării. Costică este primul și venerabil, are 85 de ani. Roxana a doua, Cristi a treia, al treilea, Valeria a patra concurentă, Gicu al cincilea concurent, Mihail al șaselea, Nicolae al șaptelea și Adelin al optulea. Trebuie să vă spunem, stimați spectatori, că au acumulat puncte importante fiecare dintre ei, de așa manieră încât dacă vor răspunde corect la următoarele 20 de întrebări, toți în corpore se vor califica în a doua etapă. Dar pentru că trebuie să facem publicitate editurii Viață și Sănătate, care ne-a pus la dispoziție cele 3 premii, constând în 3 exemplare de Biblie din ce în ce mai mici, de la format mare, premiul 1, premiul 2, premiul 3. De asemenea, pentru această etapă, fiecare concurent va pleca cu câte o carte acasă. Este vorba de exemplarul Începe să trăiești, scris de Lucian Cristescu, pastorul Lucian Cristescu, cum și de cartea lui Victor Cătinean, Război pe toate fronturile. Viață și Sănătate vă face cadou aceste cărți. De asemenea, Asociația Conștiință și Libertate vă oferă cartea Fides et Libertas. Agenția de Dezvoltare, Refacere și Ajutor vă face cadou un CD cu cântece pentru zâmbetul mamei. O persoană dragă fiecăruia dintre noi.
Trebuie să spunem că și Institutul Teologic Adventist, pentru acela care va câștiga acest concurs, nu etapa aceasta, ci în iunie 2012, pune la dispoziție un card în valoare de 500 de euro, care reprezintă taxele de studiu pe anul întâi la oricare facultate pe care o adăpostește acolo. De asemenea, un abonament la biblioteca instituției pe un an de zile și un card de 100 de lei la copiatorul acestei instituții, un weekend, vineri, sâmbătă, duminică, cazare gratuită, masă de protocol și acces la terenul de tenis și casa de pensie a Bisericii Adventiste de ziua 7-a pentru cel care va câștiga premiul întâi, un sejur de 7 zile la Sovata sau la Eforie Sud, unde alege concurentul. Vă fac ochiul premiile acestea, nu? Ia zi, Gicule. Da, da. Da, da. Depunem efort. Depuneți efort. Da. Păi tu care citești de două ori Scriptura pe an? Asta-i. Sigur. Bine, sunteți nerăbdători să aflați următorul domeniu din care sunt cele 5 întrebări. Da, Adelin? Da, da. Despre sabat. He-he. Problemă grea. A 11-a întrebare. În care zi trebuia să strângă evreii cantitate dublă de mană pentru a doua zi? A. În ziua 6-a, B. În ziua 7-a, C. În ziua 1-a a săptămânii. Costică, în ce zi? În ziua a? În ziua a șasea. A șasea. Ziua de pregătire. Ziua de pregătire, da? Roxana? Șasea. Tot a șasea. Cristi, la fel. Valeria, la fel. Gicu, tot varianta A. Și tu, Mihail, de la Bărcănești. Tot varianta A. Și Nicolae? Tot varianta A. Dar nu ești prea convins. Ești convins, dar ești cam abătut, așa. Așa e felul tău? Sau ești deranjat că n-ai realizat 10 puncte ca vecinul de putere? Nu. Nu. Și tu, Adelin, tot 10 puncte ai făcut după etapa întâi. Da. Da. Și fratele tău tot 10 puncte a făcut? Nu știu exact. Cred că da. Crezi că da. E asta, dacă cu gemeni nu te... Adelin, ai ales aceeași variantă ca și ceilalți colegi ai tăi, variantă corectă. În ziua 6-a trebuia să strângă o cantitate dublă de mană dis de dimineață pentru ca să le ajungă în ziua respectivă și în ziua de sabat. A 12-a întrebare referitoare la sabat de data aceasta. Unde stă scris următorul text? Sfințiți sabatele mele, căci sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. A. Isaia 9:6, Ezechiel 20:20, C. Matei 5:18. Costică, a ales varianta B, Ezechiel 20:20? Da. Și e sigur că e cea corectă? Acolo-i. Dar la Isaia 9:6 ce scrie? Știe cineva? Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Și domnia va fi pe umerul lui. Îl vor numi minunat sfetnic, părintele veșnicilor, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, Domn al păcii. Deci nu scrie cu sabat. Nu. Roxana, tot varianta B. Da. Și tu, Cristi. Sigur. Și Valeria. Și Gicu. Și Mihail. Și tu, Nicolae. Și Adelin. La fel. Dar la Matei 5:18 ce scrie? Fericirile. Acolo este când un frate greșește. Cred că la Matei 18 scrie cu fratele care greșește. E cu fericirile. Cu fericirile începe Matei 5. Căci n-am venit să stric. Legea. Ce sau prorocii n-am venit să stric, ci să împlinesc câtă vreme nu va trece. La 5:17. Cerul și pământul nu va trece o iotă, sau o frântură din lege. Toți ați răspuns corect. Da. Ezechiel 20:20 este locul unde scrie acest verset. A 13-a întrebare. După mențiunea din Marcu 16:1, când au cumpărat femeile mironosițe mirezme pentru a unge trupul Domnului?
Deci după Evanghelia după Marcu. Când au cumpărat mironosițele mir pentru a unge trupul Domnului care era, Domnul era mort? A. Vineri seara. B. După ce a trecut sabatul. C. Duminică dis de dimineață au făcut aceste cumpărături. Costică, ce variantă ai ales? Vineri seara. De vineri seara au cumpărat, că dacă tot l-omorau, să aibă miroaznele pregătite, nu? Da. Roxana, tu ce zici? După ce a trecut sabatul. După ce a trecut sabatul. Tu, Cristi, ești de acord cu Costică, da? Da. De vineri seara. Da, da. Valeria, tu ești cu Roxana în aceeași barcă. După ce a trecut sabatul. Da, Gicu crede că de vineri seara au cumpărat. Just. Mihail... În ziua de pregătire. Sigur, după ce a trecut sabatul. Nicolae crede că de vineri seara. Iar Adelin votează cu rândul din față, care a ales varianta B, cum că după trecerea zilei de sabat. Cine are dreptate? Biblia are dreptate. După ce a trecut sabatul. Da, e un răspuns popesc, ca să zic așa. Da? Știți că mai sunt unii bătrâni. Eu am cunoscut astfel de bătrâni care, așa prevăzător cum sunt ei, așa, când au o vârstă, își cumpără coșciugul și îl țin în pod. Da, da, da. Nu? Da, da. Da. Cunoașteți, nu? Astfel de oameni. Da. Cum vă închipuiți că femeile mironosițe, deci când au văzut că, în ce moment din ziua de pregătire au cumpărat ele miroznele? Cam când? Înainte de crucificare, când Domnul ducea cruce, când l-au pus pe cruce, când l-au dat jos de pe cruce, când l-au pus în mormânt, cam când? Pentru că tu, Costică, Cristi, Gicu și Nicolae, ați dat acest răspuns. Sunteți la paritate, 4 cu 4. După ce l-au pus în mormânt. După ce l-au pus în mormânt, dar s-au grăbit să-l dea jos de pe cruce, că ciurma apunea soarele. Sigur. Deci când, când? N-avea cum. După ce deci, unii l-au dus la mormânt și alții s-au dus în piață să ia mirozne. Nu. După ce a trecut sabatul. Ia auziți ce spun colegii dumneavoastră. Îmi pare rău. Roxana, Valeria, Mihail și Adelina au răspuns. Corect. Cum au răspuns, Cristi? Corect. Corect! După trecerea sabatului. Cum adică să cumperi mir înainte să... Nu dă bine. A 14-a întrebare. În ce carte a Noului Testament găsim formularea următoare? Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările Lui. A. În Romani. B. În 1 Corinteni. C. În Epistola către Evrei. Asta e părerea ta, Costică, în Epistola către Evrei? Da. Și tu, Roxana? Tot cu evreii votezi? Da. Și Cristi la fel, și Valeria la fel, și Gicu, și Mihail, și Nicolae, chiar și Adelin. Dar nu a ales sigur. Varianta asta. Dar nu e sigur. Nu sunt sigur. Da, da, crezi că ei sunt siguri? E vreunul sigur că în Evrei scrie treaba asta? În Evrei capitolul 4. Da? Da. Când zice acolo, acum hotărăște o altă zi? Da. Mm-hmm. Și care? Hotărăște ziua duminicii, nu? Rămâne, dar... O odihnă? Ca cea de sabat. Ca cea de sabat. Ca cea de sabat. Știți că e o eroare de... Da. Știu, știu. De? Bine că știi, pentru că toți ați răspuns... Și mai este o eroare la 10 cu 5 în Romani. Mm-hmm. Că și Hristos este împlinirea legii. Că mai e o eroare pe undeva de traducere. O virgulă, atât. Unde? Adevărat îți spun astăzi. Adevărat îți spun ție astăzi, virgulă, că vei fi cu mine în rai. Exact. Adevărat îți spun ție, virgulă, că astăzi vei fi cu mine în rai. Da. Că bine unde pui virgulă și iese altceva. Exact. Dar de data aceasta a spus bine virgula, ceu, da. Că ai și bine pentru toți. În Epistola către Evrei. A 15-a întrebare, după care vom întreba iarăși în regie să vedem ce ați mai pus în desagă.
În care cartea Bibliei găsim următoarea relatare referitoare la vremurile care vor veni pentru cei mântuiți. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. A. În Psalmi, B. În Isaia, C. În Apocalipsa. Costică, unde scrie? În Isaia 66, sunt ultimele versete. Da? Da. Și tu, Roxana, crezi la fel? Da. Dar tu nu citești de 80 de ori Biblie. Nu? Și Valeria la fel? Și Gicu la fel? Și Mihail la fel? Nicolae, Adelin? V-ați vorbit? Nu, am citit toți în același loc. Și aceeași traducere de Cornilescu? Da. Da. Dar e capitolul bun sau mai e și pe la alt capitol? Treaba asta. E bun capitolul 66, da, cunoști da, costic? Da, 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 versete. Nu, stăteam să mă gândesc că dacă am întâlnit în altă parte. N-am întâlnit în versiunea formularea aceasta nu formularea aceasta nu. Decât acolo. Bine, felicitări, toți ați răspuns corect și să vedem cum ne felicită colegul nostru din regie. Costică are 10 răspunsuri corecte. Roxana, 14 răspunsuri corecte. Cristi, 12 răspunsuri corecte. Valeria, 13 răspunsuri corecte. Gicu, 13 răspunsuri corecte. Mihail, 12 răspunsuri corecte. Nicolae, 9 răspunsuri corecte. Adelin, 15 răspunsuri corecte. Ohoho! Deci oricâte răspunsuri ați avea, la care adăugăm încă 15 potențial corecte pe care ați putea să le dați, de departe vă calificați. Fericit, Mihail? Da. Da? Să vedem la sfârșit, ca să zic așa. Așa este. Da. Se spune că cei care au păr mai puțin au fruntea mai lată. Râs, Cristi. Râs de viitorul tău. Văd că vii tare din urmă. Da. Da. Nu-i ce problemă. Să poartă. Următoarele 5 întrebări au tocmai acest subiect comun. Frunte. A 16-a întrebare. Ce scria pe tăblița de aur pe care o purta preotul Aaron legată de mitra pe care o avea pe cap în dreptul frunții? A. Sfânt, sfânt, sfânt. B. Elohim. C. Sfințenie Domnului. Costică, ce scria pe tăblița de aur? Sfințenie Domnului. Sfințenie Domnului. Roxana, la fel? Da. Și tu, Cristi, crezi la fel? Da. Și Valeria? Da. Întocmai. Și Gicu? Da, da. Da, da. Just. Just. Mihail și la Bărcănești a citit la fel cu cea ta. Tot la fel. Și Nicolae? Da, la fel. Și Adelin. La fel de bine ați răspuns toți. Acest lucru era încrustat pe tăblița aceea de aur care atârna de mitră și era chiar pe fruntea marelui preot. Sfințenie Domnului. A 17-a întrebare. În profeția lui Isaia referitoare la poporul Israel, rostește și următorul text. Știind că ești împietrit, că grumazul îți este un drug de fier și că ai o frunte de A. aramă, B. diamant, C. cremene. Costică, ce răspuns ai dat? De aramă. De aramă, ți-a luat-o și gura pe dinainte. Roxana? Aramă. De aramă, dar nu ești prea convins așa. Între aramă și diamant. Da? Cristi, tot aramă?
Valeria Aramă, Gicu Aramă, Mihail Diamant, Nicolae Cremene și Adelin Aramă. Aramă. Ei, avem doi dintre dumneavoastră care au dat un alt răspuns. De ce Nicolae? Frunte de Cremene, așa zice textul? Așa. Știind că ești împietrit, că grumazul îți este un drug de fier, merge cu tar la cerbici asta, așa, nu te lași dus de... Nu? Și că ai o frunte de... Cremene. Cremene, nu? De diamant. Da, dacă e de aramă, Mihai, ce zici? Asta e, ce să vezi? Poate să fie și de aramă, și de cremene, și de diamant. Pentru că Costică, Roxana, Cristi, Valeria, Gicu și Adelin au răspuns? Cum crezi că au răspuns? Corect. Corect. Nu pot să te contrazic. Frunte de aramă. De fapt, Costica a și spus-o, dar cine să audă cu emoțiile astea? Da. Sigur. A 18-a întrebare, stimați telespectatori, să... aș fi foarte curios să văd ce scris pe foile dumneavoastră acasă. Știu că mulți... Dar o veni vremea să veniți aici. Goliat a fost înfrânt de David, fiind lovit de acesta cu o piatră în frunte. Împăratul Solomon a întrebat cine este acest tânăr, iar răspunsul a fost: pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Cine a răspuns în felul acesta? A. Preotul Abiatar, B. Abner, C. Ionatan. Costică, cine este asta cu sufletul? Pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Abner. Abner, fiul lui? Ner. Ner. Și tu, Roxana, crezi că tot Abner. Și Cristi crede la fel, și Valeria, și Gicu, și Mihail. Tu, Nicolae, crezi că Ionatan a zis treaba asta. Și Adelin crede că Abner. Ei, Nicolae, s-ar putea să ai dreptate. Te-ai bucura să greșească toți? Nu te-ai bucura, că tu ești creștin. Te bucuri de rău altuia, nu? Dar dacă ei au dreptate, te-ai întristat că tu n-ai. Și noi ne tristăm dacă nu fac toți. Dacă ce? Dacă nu trec toți. Dacă nu trec toți? Da. Sigur. Acolo e vorba de împăratul Saul, nu de Solomon. Da? Acolo, da. Mm-hmm. Da. Da. De Saul, da. Da, corect. Da, e formularea greșită. Nicolae, ce zici? Cum stăm? Stăm bine sau avem dreptate? Păi, ar fi bine să treacă tot, să rămân eu. Dar nu e neapărat necesar să rămână cineva. Da. Dar dacă tot ești așa generos, Costică, Roxana, Cristi, Valeria, Gicu, Mihail și Adelin au răspuns? Zi tu. Bine. Au răspuns bine. Nicolae, mai puțin. A 19-a întrebare, mai avem două și luăm o scurtă pauză. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 17, ne este înfățișată o vizită a lui Pavel și Sila într-o cetate, unde în sinagogă, 3 zile de sabat la rând, le-au vorbit din Scripturi despre Domnul Iisus Hristos. Unii din ei și o mare mulțime de greci și multe femei de frunte au crezut. În care cetate se întâmpla acest lucru? A. În Corint, B. În Berea, C. În Tesalonic. Costică, ce variantă ai ales? În Corint. În Corint. Roxana? În Tesalonic. Cristi, Corint. Valeria, Tesalonic. Gicu, Tesalonici. Mihail? Berea. În Berea. Și Nicolae, tot în Berea. Adelin, un ce îngroșat, cum că ar fi Tesalonic.
Avem toate variantele de răspuns. Costică, ești cam singur cu Corintul. Ne spui și la ce capitol? Acum ați spus, capitolul 17. Din 1 Corinteni? Poftim? Din Faptele Apostolilor. Da. Dar cui vorbește? Corintenilor? În ce cetate se afla? În Corint? Și tu, Cristi, ajută-l pe Costică, că ai dat același răspuns. L-am pus la întâmplare eu. Să fiu sincer. Ca să fii sincer. Apreciez sinceritatea. Nicolae, tu ai ales varianta B împreună cu Mihail. E bine? Varianta B? Cuvântul lui Dumnezeu spune. Dacă e bine sau nu. Varianta Berea. Nu Berea. Ca să nu înțeleagă unii altceva. Berea. Berea. Pentru Dar voi cei cu varianta C, respectiv Roxana, Valeria, Gicu și Adelin, sunteți siguri că răspunsul e bun? 90%. Am citit azi dimineața. Oh! Oh, oh, oh. Și chiar așa scria? Da. Că trei zile de sabat la rând le-au vorbit și erau acolo și greci și femei cu un standard mai ales în societate. De asta l-am făcut așa îngroșat. A, da? Vedeți? Deci dacă Adelin a scris așa îngroșat, nu-i dă bine. Pentru noi. Pentru voi. Pentru că Roxana, Valeria, Gicu și Adelin au răspuns corect. Pavel se afla în Tesalonic. He, da. Greu, nu? Cu fruntea asta. Nu-i greu, nu? Păi când răspuns corect, Gicule, sigur că nu-i greu. Mai ales că ochelarii tăi fumurii, nici nu vedem în ce parte te uiți. Poate o să fie mai greu altă dată. Acum ai... Altă dată. Acum da. E floare la ureche. Da. O să urmeze mai greu. Cine trece mai departe. A 20-a întrebare, după care va urma o scurtă pauză. În Apocalipsa 13, cu 16 la 18, ne este înfățișată o situație cu care se vor confrunta locuitorii Pământului. Aceștia vor fi somați să accepte numărul numelui fiarei, adică 666. Unde primesc cei care vor accepta acest semn? Unde? A. Numai pe mâna dreaptă. B. Numai pe frunte. C. Pe mâna dreaptă sau pe frunte. Costică, unde? Pe mâna dreaptă și pe frunte. Păi n-avem varianta asta de răspuns. Sau. Avem pe mâna dreaptă sau pe frunte. Ori pe frunte, ori pe mână, sau pe mâna dreaptă sau pe frunte. A treia variantă de răspuns. Înțelegem varianta C pe care ai scris-o. Roxana, la fel ai ales și tu, și Cristi de asemenea, și Valeria, și Gicu, și Mihail, și Nicolae, Adelin, tot azi dimineața a citit, că văd că tot așa e îngroșat. De asta sunt foarte sigur. A, deci la tine când e mai... Mai sigur, scriu mai îngroșat. Să ținem minte, stimați spectatori, când suntem mai siguri, să îngroșăm litera. Pentru că toți au răspuns corect. Cred că și dumneavoastră acasă ați răspuns corect la această întrebare, pentru că acest semn va fi pus pe frunte sau pe mâna dreaptă. Am parcurs 20 de întrebări, clasamentul nu îl mai aflăm acum, ci la sfârșit, după cea de-a 30-a întrebare. Credem că și dumneavoastră ați acumulat un număr important de puncte, pentru că lucrul acesta vă va încuraja să vă înscrieți la concurs pe adresa cercetascripturile@romsperanța.tv.ro sau la numărul de telefon 0741 137 090. Trebuie să vă anunț că mai avem puține etape în care mai puteți să concurați. După aceea îi vom chema doar pe cei care s-au calificat în a doua etapă a concursului nostru și lucrul acesta, adică înscrierea, venirea în platoul Speranța TV, va mai putea fi realizată de-abia în august anul viitor, etapa aceasta de masă. Așa că rapid să faceți pasul acesta pentru ca să vă puteți înscrie, să puteți participa și califica
în următoarea etapă a concursului nostru. După o scurtă pauză, revenim cu ultimele 10 întrebări. Nu plecați, că nu durează mult. Stimați telespectatori, pauza s-a terminat. Cei 8 concurenți sunt foarte nerăbdători să parcurgă cele 10 întrebări pentru că vor să vadă dacă merg mai departe sau nu. Avem concurenți foarte bine pregătiți aici în platou și cred că și acasă dumneavoastră ați dat niște răspunsuri foarte bune. Trebuie să vă spunem că în această seară mai avem doar o bucată din emisiune, din cele 3, dar mâine de la ora 14 puteți să o vizionați în totalitate. Mă refer acum și mă adresez în mod special acelora dintre dumneavoastră care au deschis televizoarele mai târziu, fiind ocupați cu alte lucruri. Costică este decanul de vârstă și apreciem faptul că ai venit în ciuda celor 85 de ani. Ești foarte bine pregătit, ai citit Biblia de cel puțin 80 de ori, ai zis. Bravo câte, ție! Câte 6 pagini... Păi ne-ai zis că 5. 10 pagini pe zi. Ies în anul bisect, ies 100%. Costică, ne-ai spus câte 5 pagini la început emisiunea, acum ai sucit foaia. Mă întorci ca la Ploiești și nu ești de la Ploiești. Poftim? Câte pagini pe zi trebuie să citi? Câte pagini pe zi? 10 și 5 foi, adică. 5 foi. Bravo! Da. În anul bisect, pentru că februarie are 29 de zile în anul bisect. De aceea iese 100% fix. De 3 ori pe an. De 3 ori pe an o citești? De 3 ori pe an iese 100%. 100%. Păi tu l-ai bătut pe Gicu care citește 2 ori pe an. Înseamnă că tu citești doar câte? 3 pagini jumate sau 3 foi jumate pe zi? Din 5 în 5 capitole sau 10 în 10, cam așa. Nu mă încurc. Roxana, din 15 în 15, cum o citești? Când mă scol dimineața, prima dată mă spăl și eu cartea cerului în mână și o ridic în sus și spun: Doamne, aici ai niște valori veșnice. Ele de aici și bagă-le în mintea și în inima mea ca să le trăiesc pentru slava ta. O scurtă rugăciune. Stimați telespectatori, cred că exemplul lui Costică ar trebui să-l urmăm toți, mai ales generația tânără care, unii dintre dumneavoastră, cred că nici Biblie n-aveți, ceea ce nu e bine deloc, 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 deloc. Trebuie să vă spun o experiență care m-a înțepenit, ca să zic așa. Săptămâna aceasta am fost la un director foarte mare dintr-o mare firmă de cablu. Și ce poți să-i duci cadou unui asemenea om care are tot ce-i trebuie și uneori poate mai mult decât îi trebuie? Și am dus două exemplare de Biblie. Una mai mare, așa cam cum este pentru premiul întâi, și una cam pentru premiul 3, că am zis să fie pentru soția dânsului. Ce credeți că îmi spune omul respectiv? Oh, ce bine că mi l-ați adus, pentru că ultimele două sâmbete m-am uitat la emisiunea pe care o moderați dumneavoastră și mi-am dat seama că nu știu multe lucruri. De acum am să citesc Sfânta Scriptură, așa că, stimați telespectatori, ar trebui din când în când, sau în fiecare zi, cum zice Costică, după ce v-a spălat mâna pe Biblie, 5 foi și o terminați de 3 ori într-un an. Roxana, tu de câte ori citești? Rămâne în cei 3 ani. Nu mi-e să din cauza că lipsește o zi. Lipsește o zi, nu e nicio problemă. Nu, mai nicio. Adaugă Domnul multe zile la viața veșnică. Roxana, cum? Niciuna nu e la fel. Niciuna nu e la fel, dar tu citești așa abitir în fiecare zi ca și Costică? Aproape în fiecare zi. Aproape în fiecare zi. Tu, Cristi, zilnic? Dacă poți zilnic, dacă nu, o ascult zilnic. Două, trei... Ce înseamnă evanghel. Tehnica? Valeria, tu? La început citem o dată pe an. Acum, în ultimul timp... O parcurgi de mai multe ori? De mai puține. Mai puține ori. Aoleu. Gicu? Zilnic de două ori pe an. Mihail, tu? O dată pe an. O dată cu devoționalul. O dată cu devoționalul. Te și rogi. Nicolae, tu cum stai cu cititul? Eu ascult. Asculți tu? Da. De la ce asculți? Am un radio cu... Aha. Și eu ascult? Da. Cu casca la ureche. Adelin? În fiecare zi. Aproape. În fiecare zi. Aproape fiecare zi. E... Bine faceți. Următorul set de 5 întrebări poartă titlul A pomeni. Și că se poartă cu pomana.
Cine acoperă o greșeală caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, A, este un neghiob, B, dezbină pe prieten, C, este ca o cetate fără ziduri. Cum e, Costică, varianta corectă? Cine pomenește mereu greșeala, ce face? Dezbină pe prieteni. Dezbină pe prieteni. Așa e, Roxana? Așa e. Așa e, Cristi? Nu e așa. Nu e așa. Nu e așa, dar cum e? Cum e? Ca o cetate fără ziduri. Da. Valeria, Gicu, Mihail, Nicolae și Adelin cred de asemenea ca și Costică despre acest text că este corect, dezbină pe prieteni. Dar ce este ca o cetate fără ziduri? Cel care nu este stăpân pe sine. Ia uzi, Cristi. Da. Cristi, cred că trebuie să... 7 felicitări trebuie să împarți stânga, dreapta, față. Merită. Merită, nu? Bineînțeles. Pentru că Costică, Roxana, Valeria, Gicu, Mihail, Nicolae și Adelin au răspuns corect. Cine acoperă o greșeală, caută dragoste. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui? Ți-aduci tu aminte când ai zis vorba aia? Nu te uit. Nu? Ați auzit exprimarea asta? Da. Asta produce dezbinare și nu unitate. A 22-a întrebare. Adelin, s-ar putea să treci pragul acum. Sper. În ce carte a Vechiului Testament găsim această relatare? Dar eu eram blând ca un miel pe care îl duci la măcelărie și nu știam planurile rele pe care le urzeau ei împotriva mea zicând... Să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim din pământul celor vii ca să nu-i se mai pomenească numele. În ce carte găsim această relatare? A. În Isaia, B. În Ieremia, C. În Neemia. Costică, unde găsim relatarea aceasta? Cu mielul, cu măcelăria? Am ajuns, nu. Ai scris? Am scris. Ce ai scris? În Ieremia. În Ieremia. Dar nu prea ești sigur. Nu, nu, am văzut după cum te uitai. Roxana, tu ești sigură că e în Ieremia? Nu foarte sigur. Nici tu. Cristi? În Isaia. No? Ca un miel pe care îl duci la măcelărie, ca o oaie în fața celor ce o tund, n-a deschis gura, nu? Valeria? În Ieremia. În Ieremia. Gicu? Ieremia. Ieremia. Mihail? În Isaia. Ce capitol? 53. Acolo este capitolul cu Domnul Hristos. A, da? Nicolae? Isaia? Da. Isaia. Și Adelin? Ieremia. Iar v-ați împărțit voi așa, Roxana, Valeria, Gicu și Adelin cu varianta Ieremia, iar Costică, Cristi, Mihail și Nicolae cu varianta Isaia. Cine are dreptate, domnilor și doamnelor? Toată lumea zice și Biblia are dreptate. Păi urzeau planul rele împotriva lui Ieremia. Că m-a dus în eroare, am zis prima dată Isaia și apoi mi-am aminte de Ieremia că el împotriva lui. E pasajul lui. Foarte asemănător, da, cu cel din Isaia 53, Mihail. A văzut că ai oftat din toți rărunchii tăi. N-am ce să fac. N-ai ce să faci. Ce ai scris? E scris. Ai scris, zise Pilat. Așa. Așa că Roxana, Valeria, Gicu și Adelin au răspuns corect. Ieremia este cel care a scris lucrul acesta. El a fost un profet săracu de a scris și plângerile până la urmă. Nu? Da. De ce a scris plângerile? Era nu, nu, atât nu, pentru el, cât și pentru popor. N-am să amintit. Da, domnul Costică, sigur. Da. A răspuns corect. Profetul Ieremia. Doar Cristi, Mihail și Nicolae au dat varianta cu Isaia. A 23-a întrebare. În Cartea Esterei întâlnim o poruncă referitoare la o sărbătoare. Zilele acestea trebuiau să fie pomenite și prăznuite din neam în neam în fiecare familie, în fiecare ținut și în fiecare cetate. Despre ce sărbătoare este vorba aici? A. Paștele, B. Sărbătoarea corturilor, C. Sărbătoarea Purim.
Costică? Purim. Purim. Ce înseamnă Purim? Purim, curat. Ce înseamnă pur? Pur, sorți. Da, sorți. Curat, nu? Curat. Sorți. A, da? Sorți. Și Roxana, și Cristi, și Valeria, și Gicu, și Mihail, și Nicolae, chiar și Adelin, cred că era vorba de sărbătoarea Purim. De câți ani sau din ce perioadă se sărbătorea sărbătoarea Purim, despre care citim în Cartea Esterei? Atunci s-a înființat. Sigur? Da, dacă spui tu. Atunci s-a înființat. Da. A 24-a întrebare. Ai vrut să spui ceva, Mihail? Cu anularea decretului. Anularea decretului, sigur, sigur. Cu Haman. Haman. Fiul lui Hamedata. Da. Cu spânzurătoare. În care capitol din Eclesiastul găsim acest verset referitor la starea celor care au murit? Deja. Cei vii în adevăr măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. A. Capitolul 7, B. Capitolul 9, C. Capitolul 12 din Eclesiastul. Costică, în ce capitol? Capitolul 9. Capitolul 9. Roxana? Capitolul 9. Capitolul 9. Cristi? Tot 9. Valeria? Și tu? Da, da. Și tu, Gicu? Da. Păi dacă acolo scrie, nu? Ei. Și Mihail, și Nicolae, și Adelin, tot capitolul 9 l-au ales. Un B subțire, nu sigur. Nu e sigur. Am văzut. Am văzut că și ezita să scrii. Te urmăresc cu coada ochiului. Văd când greșești. Până acum ați răspuns toți bine la această întrebare. Capitolul 9 din Eclesiastul are acest text în cuprinsul său. A 25-a întrebare, după care vă urma un set de 5 întrebări de la telespectatori, pentru că mulți dintre dumneavoastră, stimați telespectatori, ne-ați trimis întrebări, iar eu le voi citi, le voi adresa și voi spune de la cine le-am primit. Așteptăm în continuare întrebări din partea dumneavoastră pentru concurenții din platou care vor veni. În epistola Apostolului Pavel către Efeseni găsim o afirmație referitoare la pomenirea în rugăciuni, care sună astfel: nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Pe cine pomenea Pavel în rugăciunile sale în Efeseni? A. Pe cei morți, B. Pe cei vii, ce atât pe morți cât și pe vii. Timpul a expirat. Costică, pentru cine se ruga Pavel? Pentru cei vii. Pentru cei vii. Pentru cei morți, pentru cei morți noi nu facem rugăciuni. Nu, nu faci nicio rugăciune pentru cei morți? Nu facem rugăciuni. Dar ce fac? Că soarta lor e pecetluită. Păi și nu mai reușim să-i mișcăm dintr-o parte în alta, dacă ne rugăm pentru ei? Numai păgânii se roagă pentru cei morți. Eu știu biserici creștine care se roagă pentru cei morți și îți dau exemple câte vrei. Cristi, pentru cei vii? Pentru cei vii, normal. Valeria, la fel? Da. Gicu? A, de fapt, toți ați răspuns la fel de bine. Pavel se ruga pentru cei vii. Îi pomenea în rugăciunile sale. Și acum avem un set de 5 întrebări venite de la telespectatori. Sunteți curioși să le aflați? Grele, ușoare, cum ar fi? Grele. Grele. Prima nu e de la niciun telespectator. Este de la mine. Care sunt și telespectatori? Pentru că urmăresc să văd cam ce greșeli fac. De altfel, întreagă-ți fie spus, numai dumneavoastră vă spun și celor prezenți în platou, ultima emisiune am urmărit-o foarte atent, împreună cu soția mea, care m-a apostrofat,
apostrofat, a zis aici nu trebuie să faci așa, aici nu trebuie. Este cel mai aspru critic al meu. Sper să nu se uite la emisiunea aceasta. A 26-a întrebare din acest capitol sună cam așa. Ordinea corectă este A. Evrei Filimon Tit, B. Tit Filimon Tit Evrei Filimon, C. Tit Filimon Evrei. Costică, cum e bine? A treia variantă. A treia, adică C-ul? Da, adică Tit. Așa. Filimon, așa. Evrei. Tit, Filimon, Evrei. Roxana, tot așa? Da. Tot așa a apăsat, ca și Costică? Da. Uh-huh. Și tu, Valeria, și Filimon. Gicu, Mihail, chiar ai comis-o. Pentru că se... Adelin, ce l-a îngroșat pe domnul C. Și Nicolae a răspuns la fel. Tu ai ales altă variantă. Care nu este conformă... Nu este conformă cuvântului Dumnezeu. Cu ordinea Biblie. Cărților din Biblie. Așa că trebuie să felicităm pe Costică, Roxana, Cristi, Valeria, Gicu, Nicolae și Adelin, care au dat un răspuns corect. Și acum avem 4 întrebări de la telespectatori. Doamna Maria din Maramureș, știu că vă uitați. Mulțumesc pentru întrebare. De fapt, pentru întrebări, că ați trimis mai multe, am ales doar una. O fi grea? Sunteți curioși? Da. Sau mai amână? Nu. Să o citesc acum? Acum. Da. Acum. Dar de ce ați fi mai interesați de întrebările pe care le trimis telespectatorii decât cele pe care le formulăm noi? E așa, nu? Sunt întrebări care le ia din toată Biblia și consideră că ar fi grele pentru... Aha. Te teme, Adelin? Un pic, așa? Doamna Maria din Maramureș, sunt nerăbdători telespectatorii, dar și concurenții să afle întrebarea. În care carte din Biblie nu este pronunțat niciodată numele lui Dumnezeu? A. 2 Cronici, B. Iov, C. Estera. Costică. Estera, nu? Roxana. Estera. Da, dacă mă uit bine, toți ați ales varianta. Bun. Ce? Da. Estera. Doamna Maria, întrebarea n-a fost așa de grea, că vedeți, n-a greșit niciunul. Vă rog chiar dumneavoastră să-i felicitați acum, pentru că toți au răspuns corect. M-am uitat după ce am citit întrebarea. Era unea ce... Imediat au scris ce. Asta e. Mulțumim frumos pentru întrebare. Data viitoare să fie mai grele. Mulțumim frumos. Următoarea întrebare de la telespectatori. Nu știu dacă este domnul sau doamna Luci Rusu din Arad. Mulțumim frumos pentru că ați trimis întrebările. A 28-a întrebare. De câte ori s-a rugat Pavel să îi se îndepărteze țepușul pe care l-avea în carne? A. O dată, B. De 3 ori, C. De 5 ori. Costică, de câte ori s-a rugat? De ce? 3 ori. De trei ori? Da. De fapt, toți ați răspuns la fel de bine. Dar care era țepușul lui? E? Probleme cu vederea. Vedere. Cu vederea? Da. De când? Din naștere? Iisus, nu. Când Domnul Iisus i s-a făcut cunoscut pe drumul către Damasc. Aha. Și atunci spune că i-a căzut ca niște solzi de pe ochi și a rămas cu această miopie, dar nu gravă. Dar, în ce carte citim despre lucrul acesta? În Cartea Faptelor Apostolilor. Da? Miopie, dar nu gravă? Nu, purta ochelari? Vorbesc cât de
căderea niște solzi de pe ochii săi în momentul când Anania a pus mâinile pe... Deci nu prea l-a vindecat definitiv. Nu, nu, nu. Uh-huh. Nu. Ei, ce se și a lăsat acest defect până la încetarea din viață. S-a rugat pentru îndepărtarea lui. Că văd că ești de acord cu ce spune. În Faptele Apostolilor. Da? Da. Uh-huh. Cu miopia și cu asta, știu, Roxana, ai găsit cu miopia și cu... În Faptele Apostolilor despre miopie nu. Nu, nu miopie, dar nu. Despre vedere în că... În Istoria Faptelor Apostolilor amintește lucrurile. Teologii acesta. Presupun că acesta da, este da. Țepușul. Exact. Că la un moment dat el avea secretar de scria scrisori. Da. Da, 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 da. În unele epistole chiar spune că urarea de sănătate o scriu cu mâna mea, o semnesc cu mâna mea. Aha. Deci restul era scris de... Chiar și în cartea lui Filimon, care are câte capitole costic are cartea lui Filimon? Filimon? Filimon. E Filimon, unu. 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 Da. Scriu cu mâna mea, voi plăti. Da, da, da. Da. Ei, acolo eu... E o întreagă teologie. E un mesaj foarte greu de îndeplinit creștinii. Da. În Filimon. Ei, era și cu sclavagism acolo, erau cu multe și datoria aspecte. Lui... Se aseamănă cu pilda samaritanului milos, de fapt. Da, da, da. Se aseamănă cu faptul că toți ați răspuns corect la întrebarea asta. De trei ori s-a rugat ca Domnul să ia țepușul. Mai avem două întrebări de la telespectatori. Următoarea este a domnului Bora Vasile din Vișeul de Jos. Domnul Vasile, mulțumim de întrebare. De la Vișeu. Conform Evangheliei după Matei, Iosif din Arimatea era ucenic al Domnului? A. Da. B. Nu. C. Nu scrie. Costică, era ucenic al domnului Iosif din Arimatea? Ai scris ceva? Nu, apostol. Scrie apostol pe plasmă? Nu. Scrie nu, ucenic. Nu era așa apostol. Era ucenic. Era ucenic al domnului, da sau ba? Da. Da. Deci varianta A ai ales-o. Roxana? Nu scrie. N-ai găsit că scrie. Cristi nu scrie. Valeria nu scrie. Gicu? Nu. Nu era ucenic al domnului. Mihail? Nu scrie. Nu scrie. Nicolae, nu scrie. Adelin? N-am găsit. Domnul Buta Vasile, nu Bora Vasile, mă scuzați că v-am stâlcit numele, ați trimis o întrebare cam grea. Cred că scrie acolo, la sfârșit, când a venit... Păi, următorește-te, Valeria, că ce ai scris, ai da, scris acum... Da, am scris, nu, știu, nu sunt sigură că am răspuns corect. Deci, unde crezi tu că scrie? La îngropare, când... Așa. A venit și la trupul Domnului. Costică, o ajuns pe Valeria că nu știe cum scrie. Dacă era ucenic, că tu ești singurul care a ales o altă variantă, că cum că ar fi fost ucenic al Domnului. Era ucenic al Domnului Iosif din Arimatea? Ucenic mai pe ascuns. Nu, acum nu știu dacă scrie că a fost ucenic, dar a fost ucenic, doar nu oricine. Domnule, scrie sau nu scrie? Că domnul Buta așa zice, conform Evangheliei după Matei, Iosif din Arimatea era ucenic al Domnului. Da, ba sau nu scrie? Nu scrie. Cum zice acum, Valerie? Dar acum, tu ai zis că da, că era ucenic. Acum bine, pot să pui din cei 12, eu știu la ce se referă. Toți suntem ucenici. Nu, 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 nu ne luăm cu vorba. Ai zis ceva, Valeria? Era mai pe ascuns, ucenic mai pe ascuns de teama iudeilor. Adelin, ce zici? Dar nu știu dacă scrie în Matei. Nu știu dacă scrie în Matei. Da. Hei, Costică, Costică! Ești gata să primești felicitări de la 7 colegi? Iosif din Arimatea era ucenicul Domnului, dar pe ascuns. Cum spune Valeria, care a venit informații mai târziu de la... N-am luat aminte la șapta fină. Că mi-a venit șapta, dar am zis nu scrieși. Da. Doar Costica a răspuns corect, domnule Adelin. Trebuie să facă și el o lipsă. Uite, vezi ce se bucură prietenițe. Da. A 30-a întrebare, domnul Buta Vasile.
Vă mulțumim, domnul Vasile, că ne-ați trimis întrebările și mai așteptăm întrebări de la dumneavoastră. Cum se numea soția lui Iosif, Iosif din Geneza, fiul lui Iacov, una dintre cele 12 seminții ale lui Israel? A. Potifera, B. Asnat, C. Nu scrie. Costică, ce zici? Nu scrie. Nu scrie, ce scrie numele tuturor în Biblie acum. Roxana? Asnat. Asnat. Cristi? Beu. Beu. Valeria? Asnat, fica lui Potifera. Și tu, Gicu, crezi la fel? Asnat, da. Și Mihail la fel, și Nicolae la fel, și Adelin la fel. Toți au dreptate. Costică, te-ai scos, ca să zic, nu? Că dacă e întrebarea anterioară doar tu ai răspuns corect, acum doar tu ai răspuns greșit. Bine că am dreptul să greșesc. Dreptul ăsta l-avem toți, pentru că avem voință liberă. Roxana, Cristi, Valeria, Gicu, Mihail, Nicolae și Adelin au răspuns corect. Asnat, fica lui Potifera. Preotul. Și era preot. Da, preotul lui Ot. Aceasta a fost a 30-a întrebare. Să auzim din regie cam ce au adunat, câte răspunsuri corecte a adunat fiecare dintre cei 8 concurenți din această seară. Costică are 23 de răspunsuri corecte. Roxana are 28 de răspunsuri corecte. Cristi are 23 de răspunsuri corecte. Valeria, 25 de răspunsuri corecte. Gică, 27 de răspunsuri corecte. Mihail, 23 de răspunsuri corecte. Nicolae, 19 răspunsuri corecte. Adelin, 29 de răspunsuri corecte. Da. Sau nu. Iată că avem rezultatul acestui concurs. Surprins, Adelin? Nu. Nu. Te așteptai, nu? Poate nu la 29, la 26. 26, ce modest ești. Costică, cum a fost concursul? Bun. Bun, nu? Nu, eu sunt mulțumit de răspunsul care l-a dat. Așa. Pentru că am acest avantaj. Că care? Memoria e slăbită. Păi și ăsta e avantaj? Eu cred că ai avantaj fiindcă citești de 80 de ore ai citit Sfânta Scriptură. Nu-i avantaj? Tu, Roxana, mulțumită de punctaj? Foarte mulțumită. Foarte mulțumită. Bravo, bravo. Ei, să vedem dacă sunteți mulțumiți cu cărțile pe care le veți primi din partea editurii Viață și Sănătate, precum și cele din partea Asociației Conștiință și Libertate. Adelin, cartea lui Lucian Cristescu, Începe să trăiești și învață să trăiești. Mulțumesc frumos. Nicolae, aceeași carte împreună cu Fides et Libertas. Mulțumesc. Mihail, te întorci la Bărcănești mai bogat cu 2 cărți. Da. Și tu, Gicu. Da, mulțumesc. Da? Cu plăcere. Mulțumesc. Valeria, Cristi, Roxana, felicitările mulțumesc noastre. Și mulțumesc, Costică, să trăim cu toți. Întotdeauna vă văd. Da, și eu vă văd destul de bine. Dar mai am ceva să vă dau. Mai am să vă dau acest CD cu cântece pentru zâmbetul mamei din partea Agenției de Dezvoltare, Refacere și Ajutor ADRA România. Adelin, felicitări. A intrat în galeria celor 3 concurenți cu 29 de puncte, dacă mi-aduc eu bine. Te așteptăm în etapa a doua. Mulțumesc. Nicolae, să-ți cumperi stupi, că te cheamă stuparul. Da. Îți mulțumim că ai fost la noi. Da, îți dorim succes în continuare și te așteptăm cu altă ocazie. Da. Mihail, nu știu când o să mai ajung eu la Bărcănești, dar tu ajungi sigur, așa că vei primi felicitările celor care te cunosc. Da. Gicu, ești fericit? Fericit. Peste măsură. Peste măsură. Da. Primește acest CD.
Trăiește mama Valeria? Da. Felicitări, îi dorim sănătate și din când în când să auzi câte o melodie despre mama. Aveți aceeași mamă, nu? Da. Sigur. Pe fericire. Roxana, te întorci la Cluj sau la Vama? Unde te întorci? La Cluj. La Cluj. Felicitări, mulțumesc. Ne bucurăm că te-am cunoscut și felicitări pentru punctaj. Costică, nu știu dacă am mai avut noi de 85 de ani, dar ești campion. Ești campion pe toate planurile. Felicitările noastre. Să vină oricare. Aici nu există vârstă, limită. Am fost evanghelist, eram cel mai bătrân din țară. Da? La Brașov am făcut 3 ani. În 2006, 2004-2006. Mulțumim frumos! Te așteptăm în etapa a doua împreună cu colegii ceilalți care s-au calificat și pe dumneavoastră vă așteptăm încă cu două lucruri. Să vă înscrieți pe cercetascripturi@romsperanța.tv.ro sau la numărul de telefon 0741-137090 și să ne trimiteți întrebări pentru concurenții aflați în platou de fiecare dată aici la Speranța TV. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă dorim noapte bună!